Astăzi avem dispoziția numărul 15 din 22.01.2021. Înainte de a da citire materialelor scrise în ordinea de zi, vreau să retragem proiectul numărul 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, deoarece pe data de 25.01 a apărut un ordin al ministrului prin care reglementează modul de funcționare și organizare a Consiliului Local. Deci, asta vreau să vă anunț. Astăzi, pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din 19 decembrie 2020, aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din 30 decembrie 2020, proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pe anul 2021-2022, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Cleja în Consiliul de Administrații al Școlii Gimnaziale Cleja, Comuna Cleja, Județul Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea pentru filmarea și difuzarea integrală prin servicii de înregistrare audio-video a ședințelor Consiliului Local Cleja și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de Primăria Cleja. Inițiator, Petru Iștoc. În continuare avem diverse. După care putem să începem. Deci supunem la vot ordinea de zi cu mențiunea că scoatem proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi referitor la regulamentul de funcționare al Consiliului Local. Poftim? Cine este pentru? Domnul Urban? Pentru. Votează. Împotrivă? Se abține cineva? Deci în majoritate a fost votat. Înainte de a trece la ordinea de zi, vă rog, dacă sunteți de acord și dumneavoastră, domnul consilier, să-l ascultăm pe un comerciant de aici din sat, care are ceva probleme pe care vrea să ne le expună. După care dânsul va părăsi sau poate să rămână cum dorește ședința. Vă rog frumos, domnul, prezentați-vă probleme. Bună ziua, domnule consilier. Bună pe nască. Eu, având în vedere, vin în numele societăților, eu dețin societatea, o societate, Nelsal, care aș dori ca dumneavoastră să luăm o măsură, având în vedere cu vânzările care vin de afară, un exemplu, care vin cu mașinile dimineața la 6, la 5, 6, ambulant, strigă prin patifoane, vând varză, vând cartofi, vând pepeni, vând nu știu ce. Și ei nu plătesc taxe, noi suntem cu taxele, plătim toate la zi. Nu prea suntem mulțumiți de chestia asta și eu aș dori, dacă se poate, dumneavoastră, domnii consilieri, toți, să luăm o măsură ca să se reglementeze treaba asta, să nu mai avem, deci să se retragă, să se interzică chestia asta, dacă se poate. Asta aș dori... Dacă domnule aici, eu cred că am putea să descriem prima oară problema de măsură. Ca să încheiem pe subiect. Deci asta aș... Problema asta aș dori eu în numele societăților, nu personal numai al meu. Eu reprezint doar, nu am făcut o cior, am făcut mica. Dacă îmi permit. Da, eu, ca și consilier, sunt de părere că e plauzibilă cererea domnului Ionel. Eu cred că ar trebui în primul rând să studiem cadrul legal și să vedem în ce măsură putem interzice definitiv vânzarea. Nu știu dacă avem cadrul legal. Eu cred că aici ar trebui să... Nu poți să interzici, dar poți să-i pui la plată, că primăria nu încasă de nimic. Eu zic că rămâne în studiu chestia asta și să venim cu o propunere de proiect de hotărâre referitor la taxa
vânzătorul ambulant sau să studiem între cadrul legal. Eu taxele deja le avem statului. Exact. Nu e nicio problemă. Problema este cum îi identificăm și cum îi tratăm. Sunt camere video montate în toată comună. Da, dar cineva trebuie să o ocupe. Cred că ar trebui desemnat-o. De exemplu, anul trecut, numai în două luni, am ajutat peste 163 de autoturisme numai rămâne pe stradă. Și nu e ok. Și lângă poluarea pe care o fac, este și problema legală. Practic, ei nu plătesc nimic. Situația este destul de ambiguă. De ce? Da. Deoarece doamna administrator public are o excelență veche în domeniul administrației, eu aș cere și părerea dumneavoastră să ne spună cam cum vede și dumneavoastră. Conform legilor care sunt, mulțumesc, conform legilor în vigoare, nu se poate interzice, dar Consiliul Local poate aproba un regulament prin care stabilește clar în ce condiții pot vinde marfă în comuna noastră. Acest regulament să cuprindă un program, să cuprindă zilele în care poate să comercializeze produse în comuna noastră și taxe suplimentare, să știți că se pot pune. Da, și un indicator eventual la intrarea exact, ca să știe, da. Cei care intră să fie informați. Da. În acel regulament, noi stabilim niște reguli, trebuie să stabilim și sancțiuni și persoana care se ocupă. În acel regulament trebuie să spunem toate detaliile și modul de efectuare a vânzărilor. În acest sens vă rugăm să veniți cu propuneri. Prin aparatul de specialitate vom întocmi acest regulament. Vine cu propunerea, doamnă, și propunerea este următoarea. Toți vânzătorii ambulanți, 90% din cazuri, nu au certificat de producător. Dacă noi punem această condiție, ei au liberă trecere în toate comunele. Dar dacă li se cere certificat de producător, foarte puțin au certificat. La mărfii și să ne facă dovada că dumnealui este producător. Sunt și producători autorizați de guvern. Și să dețină autorizație dacă ar fi un producător de banane și de kiwi de portocale, atunci am două. Da. Prin acest regulament putem preciza ce poate vinde în comuna noastră. Corect. Da. Mai mult de atât, domnule primar, dacă permiteți, problema este pe următor. Trebuie implicată și poliția în treaba asta. Poliția, în primul rând, ei trebuie să fie primii care să oprească și să verifice aceste acte. Pe lângă poliție, pune și dumneavoastră oamenii de-a dumneavoastră cu legitimație. Nu noi implicăm poliția, dar lipsa de personal există și acolo. De altă sunt că de mâini au toată zona, inclusiv un polițist răspunde, trebuie să ascute, începem toate comunele care sunt. Și nu... Un indicator la intrare în care să se stipuleze treaba asta, să nu zică că n-au știut o cameră video acolo și sunt înregistrați toți care intră și atunci dacă n-au venit la primărie să plătească, atunci îi se trimit hârtie acasă. Nu, dar ei își plătesc, părerea mea. Nu își plătesc, crede-mă. Nu își plătește nimeni. Acum, n-am observat indicatorul. Cine știe ce alte minciuni spun și se bate treaba lor. Nu există. Și ca așa scrie că de rog pe poartă și de ceva ți-a să-i intrat, tu ești exonerat de orice vină. E simplu, așa și cu indicatorul. Atâta timp cât e acolo, trebuie să-l citească. După părerea mea, problema adusă de domnul Ionel e pertinentă. Ne rămâne timp să o analizăm până la următoarea ședință. Acum putem discuta 2-3 ore pe tema asta și să găsim soluții. Putem să mediatizăm ulterior și lumea va suna, domnule. Vezi că a intrat la asta. Așa se practică. Cred că vom publica numărul de telefon a persoanei care se ocupă, care va controla și va fi anunțat. Adică metode sunt. Zic să trecem mai departe și să rămână în discuție fiecare dintre dumneavoastră, domnul consilier, să vină cu propuneri la domnul administrator, să vedem cum contopim un regulament prin care să fie avantajați clar, locali. Sigur că da, pentru că
bani, ei plătesc la impozit, ei plătesc la dau locuri de muncă, în sat și așa mai departe. Noi am mai discutat în 19 decembrie despre un regulament pentru astfel de agenți economici. Da. Putem să ne uităm din nou pe acele regulamente și să vedem cum putem revizui. Sigur că da. Sunteți de acord să rămână pentru următoarea ședință și să analizăm? Următoarea ședință... Să fie și un proiect de hotărâre la următoare. Sigur, sau un gim. Nu, nu, nu. Mai adică, săptămâna viitoare vine domnul Francis cu o propunere. Vine domnul Voidoc cu o propunere. Vine dumneavoastră cu o propunere. După care ne întâlnim sau vedem cum... Putem să facem și o întâlnire de lucru. Putem, sigur că da. Poți să fii invitat și... Să nu vină neapărat de la domnul. Ca să avem păreri și până la punct. Până la următoarea ședință ne putem organiza în mai multe moduri prin care... Deja sunt doi operatori economici aici. Da. Încă o întrebare și o problemă care ar fi, având în vedere cu pandemia asta, cum este, va solicita eu, tot în numele societăților, să vedem dacă putem face ceva cu taxele de la baruri. Un exemplu, având în vedere că suntem închiși, deschiși, chestia asta, să umblăm puțin la taxa de bază pe care le plătim. Pe care, deci nu avem voie să primim oamenii în... Ați înțeles. Eu cred că aici trebuie să studiem cadrul legal, dacă se poate face. Deci cadrul legal este perioada în care sunt închiși, atât se poate. În anul 2020 este reglementare, dar noi puteam să facem o hotărâre sau un proiect de hotărâre în condiții în care aveam solicitări. La nivelul Comunei Cleja nu s-a înregistrat nicio solicitare din partea unui agent economic care deține baruri că dorește să se aplice prevederile acelei legi. În condițiile în care se înregistra la primărie un agent economic care solicita acest lucru, eram mai mult decât obligați să venim cu un proiect de hotărâre în fața Consiliului Local și să propunem o scutire sau o diminuare sau o măsură. Da, tocmai de asta am dedicat eu. Suntem în pandemie. Încă suntem în pandemie. Suntem în stare de alertă. Nu suntem în stare de urgență. Numai pe perioada stării de urgență au fost închise. Putem face o nouă hotărâre în care să scădem impozitele, taxa la nivel la baruri. Motivat de acest fapt. Da. La baruri mă refer, nu la magazinele lipsite. Da, mă refer la baruri. Da. Pe care eu îl dețin și eu plătesc taxe și nu pot ca să vând înapoi. Asta e legea țării. Recomandarea mea ar fi dată dumneavoastră societățile comerciale și persoanele juridice care desfășurați activități de comerț sau alte activități, să vă reuniți într-o asociație, nu neapărat cu personalitate juridică, asociația magazinilor sau o asociație a persoanelor juridice care funcționează în Comuna Cleja, vă alegeți un reprezentant și vor veni mereu reprezentant, va veni mereu cu problemele pe care le întâmpinați, ca noi să știm că este o problemă pe care o întâlnește fiecare agent economic, care, da, pentru că o administrație locală modernă mereu vrea să aibă agenți economici care prosperă și care realizează venituri și care nu sunt deranjați de anumite probleme care se întâmplă. Da. Rămâne în analiză și acest cum să vă spun, aș dori, deci, ca să, cum dumneavoastră reglementați regulile, să fiu convocat ca să știu despre ce e vorba, dacă putem sau nu putem. Și atunci știm cum trebuie taxele, cum trebuie de... Da, puteți să lăsați un telefon. Ca să nu facem... Suntem în sat aici. Da. Mulțumim mult. Dacă vreți puteți să rămâneți, dacă nu, cum doriți. Nu, mulțumim dumneavoastră, faceți-vă ce trebuie și mulțumim pentru ascultare și respect. Sănătate. Continuăm cu punctul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 19 decembrie 2020.
Am eu. A, te rog. Am eu. Am rugat-o pe doamna secretară în data de 30 decembrie să completeze procesul verbal și acolo am stipulat ca fiecare persoană care a propus postul de vice să scrie și partidul de la care a venit propunerea. Și aș dori ca acest lucru să se întâmple. Având în vedere că pe data de 30 decembrie nu s-a pus nu s-a supus aprobare procesul verbal, nu am luat în considerare. Da, am observat treaba asta, de aia nici n-am insistat pe această speță. Și vă rog să completați procesul verbal, nu este nou folositor în lucrurile interne. Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Domnul Urban, cum votează? Corect. Te întoarce, Ok. Împotrivă? Abține? Dar de ce nu lăsați? Da, vreau să vadă cum votez eu, doamnă. Da. Nu. Apasă pe chelia lui. Mergem mai departe. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 30 decembrie 2020. Sunt discuții, comentarii? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Întoarce. Așa mâna cealaltă, că aia nu se vede. Da? Împotrivă? Vă rog, încă o dată, să lăsați ca să vedem noi. Deci, poate rămâne blocată... Și dacă rămâne și nu mai am aici... Rămâne blocată tableta, spune așa, și... Vi l-a arătat, întoarce-te. Mai întoarce-o, mai zic-o, mai votează. Ridică mâna. Eu nu știu că a rămas blocat, nu? Nu, data trecută era în colț acolo și... Și era foarte acolo. Poți să-l pui acolo, sus, în colț, nu e niciun fel de problem. Sigur că da. Da. Următorul proiect de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022. Am discutat și în comisii, nu știu, are cineva... Este foarte bine, numai că eu aș dori ca domnul primar, el este inițiatorul, să retragă acest proiect și să-l refacă pentru a putea fi băgat în deliberare. De ce? Pentru că domnul primar nu este primarul Comunei Găiceana, este primarul Comunei Cleja. În alte scrie Găiceana. Așa am primit noi documentele. Nu pot să greșeam. Da, sunt mai multe greșeli, nu e mai urmă. Redactare. Da, le-ai interpretat. Cum a fost și în cazul proiectului nostru. Nu. Deja de redactare pe care la hotărârea Consiliului Local, noi aveam vedere să trebuie. Deci va fi modificat în proiect. Nu este numai o greșeală de redactare, este și înregistrarea, care este înregistrarea cu numărul 11235, care aparține primăriei Găiceana. Iar e o problemă. Da, am spus că voi reface eu. Este înregistrat acolo, nu înregistrat aici, asta e ideea. Nu, este numărul de aici. De unde știm dacă scrie Găiceana? Comuna. Deci nu, este o greșeală de redactare. Lucrând acolo. Deci, cine este împotrivă pentru ca să se retragă proiectul sau cine este pentru a corecta? Deci, încă o dată, păi da, eu vreau rectifică, se rectifică și se supune la data viitoare. E cred că e ok. Nu, nu. Este cu termen care trebuie să faceți mai repede, facem o ședință extraordinară. Încă nu facem o ședință extraordinară. Cine este pentru? Deci, în condițiile în care suntem aici și votăm, putem vota. Cine este pentru ca să reparăm această greșeală sau cine este împotrivă? Este simplu. Hotărârea încă nu a fost redactată. Dar noi am primit documentele. Deci, încă o dată, nu știu dacă ați înțeles ce v-am spus. Este un proiect, hotărârea încă n-a fost redactată, se pune în dezbatere proiectul pentru Comuna Cleja. Că s-a greșit cu Găiceana, nu e nicio problemă.
În realitate, peste tot, spune de una Cleja, pune toate despre toate sălile, inclusiv clasele, inclusiv... Dar este greșeală și interpretabilă, de aia ca să fie interpretabilă... Încă o dată, supunem la vot, aveți tot dreptul să votați împotrivă. Primar, tehnica legislativă oferă această posibilitate de a se face corecturi dacă nu au implicare pe număr, pe situațiile, pe conținut, da? Este o greșeală de redactare, tehnica legislativă. Este o greșeală de formă și nu de fond. Adică fondul problemei este corect. Vom aduce și acea greșeală să vedeți că nu e numai una. Ok. Acum, deci ridic, supunem la vot, acest proiect cu mențiunea că se va corecta. Cine este pentru? Da. Deci, cu mențiunea că se va corecta greșeala. Cu mențiunea că se va corecta. Împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Și o abținere. 6 împotrivă și o abținere. Mergem mai departe. Da, proiectul de... Am zis 6 împotrivă și o abținere. 8, 6 și 1. Da. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Cleja în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Aici... Vă rog să să propunem persoanele, nu? Da. Câte persoane trebuie să fie? Două persoane. În primul rând aș propune să fie numiți cei care au copii la școală acolo. Da. În care și domnul vicerul să fie că legea e una din propuneri. Respectul deja există părinți conform regulamentului în Consiliul de Administrație, deci nu trebuie neapărat să fie și ești discriminat. O propunem pe doamna. Nu e problemă. Fiecare poate să propună pe oricine. De exemplu, eu propun pe doamna Cici în Consiliul de Administrație și pe Gabi Gherfi. Eu propun pe domnișoara Ștefania și pe doamna Leghe. Deci numai puțin, domnul Lasă, vă propune pe doamna... Am făcut propunerea. Și domnul Francis. Și pe domnul Gherfi, da? Da. Nu, fiecare separat, da. Domnul Alesot? Da, pe doamna Leghe și pe doamna Giuraru Ștefania, domnișoara. Și acum cred că cel mai corect ar fi mai există vreo altă propunere? Deci, domnul Lazar, domnul Alexov, cine a mai propus dumneavoastră? Da. Domnul Francis, tot pe doamna Leghedi. Doamna Leghedi, atât? Da. Trebuie să nu, dar persoanele vor fi votate separat. Adică, poate propună? Da. Are copii la ce parte. Haideți să luăm pe fiecare în parte și să supunem la vot, să vedem... Da? Sunteți de acord? Deci propunerea domnului Laslau. Cine este pentru Cecilia și domnul Gherfi? Nu, separat. Separat. Pentru doamna Cecilia. Domnul Gherfi. Este individual. Este individual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Împotrivă? Împotrivă și domnul Urban, 7. Deci 7 împotrivă, da? Da. Domnul Gherfi? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Împotrivă? Și domnul Urban, 7. Doamna, domnișoara... Ciuraru. Vreau să zic Ștefania și îmi zic că sunt corect. Cine este pentru? 7 pentru. Și împotrivă? 8. Doamna Leghede Angelica. Cine este pentru? 7. Împotrivă? 8. Da, am ales componența Consiliului de Administrație, adică reprezentanților Consiliului de Administrație din partea Consiliului Local Cleja. Următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel cu privire la regulament, a fost votat să-l scoatem de pe ordinea de zi, deci trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru filmarea și difuzarea integrală prin servicii de înregistrare audio-video a ședințelor Consiliului Local Cleja și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de Primăria Cleja.
Aici aș dori să dau cuvântul domnului primar, care este inițiatorul acestui proiect, să ne explice mai pe lată. Pentru a asigura o mai bună transparență a proiectelor care se fac în cadrul comunității noastre, legea 544 din 2001 prevede clar că accesul liber și neîngrădit al persoanelor la orice informații de interes public devine astfel prezentă lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice în conformitate cu Constituția României și documentele României și documentele internaționale ratificate de Parlamentul României. De asemenea, ce pot să vă spun, că la punctul articolul 7.1 din legea 52 din 2003, în care se stipulează că în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune și să transmită către mass media centrală și locală. De asemenea, înregistrările ședințelor publice vor fi făcute publice la cerere în condițiile legii numărul 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificări și completări ulterioare. Așa că vreau să vă spun că cel care filmează trebuie să aibă acreditare. Acreditare poate să aibă numai persoanele care sunt autorizate în acest sens. Deci nu putem fiecare să vină cu camera lui că vreau eu să pun, că vreau ăla să pun. El trebuie să facă parte din mass media. Așa spune legea. Iar ceea ce legat de faptul că spunem că facem economie, vai de bani, vai de sărăcia noastră, sigur, lumea e preocupată ca să cheltuim banii în scopuri și bune. Dar nu poate cineva să filmeze, să spui că este, nu poate asigura o imparțialitate, o echitate. Fiecare filmează cum poate. Ați fost data trecută s-a filmat, aparatul a fost îndreptat pentru că către persoana care s-a dorit. În momentul când vine cineva și filmează, este imparțial și echitat. De asta vreau să vă spun ca ședințele noastre să filmate în scopul tocmai ca să respectăm legea 544. Eu am... Vă rog, domnule. Vă așteptați, probabil. Da. Aș dori să-l întreb pe domnul care se ocupă de filmări, cât costă o ședință de filmare? Deci nu vorbim doar de ședințe. Proiectul, din câte am înțeles, se referă și la activitățile culturale, mai mult decât atât. Deci noi vom filma ședințele pe de o parte, ordinare, bineînțeles, dar o să fie solicitări, o să scăpăm și de pandemie, o să fie zilele comune, o să fie un mesaj din partea primarului de sărbători, sper să nu deranjez unui consilier, este reprezentantul comunei. Noi ne adresăm, dânsul dă un mesaj de sărbători, de Paști, îl întrebăm de proiecte, mergem pe teren, filmăm. Deci nu vor fi doar ședințele, de aceea nu strict se referă suma. Vă dau suma care este pe SICAP. Deci noi suntem o instituție autorizată, avem licență pe... De la Camera de Comerț avem acel certificat care spune clar că ne ocupăm, obiectul nostru caien este 60-20. Deci, noi avem oameni serioși, profesioniști, filmare, probabil că ați văzut filmare de data trecută, am publicat-o și în direct. Sigur că nu vor fi toate ședințele în direct. Noi ne rezervăm o secundă când vă dau răspuns la întrebare. Deci, e 670 de lei care ne acoperă o parte din cheltuielile noastre, pentru vă dați seama, noi venim de la Onești, avem cheltuieli, domnul este angajat cu carte de muncă, este plătit, combustibilul costă, publicarea, că nu-i doar filmarea, noi predăm pe bază de proces verbal la primărie, DVD-ul, pentru că așa cere Curtea de Conturi, nu am avut niciun fel de probleme, în 64 de primării filmăm în acest moment și Curtea de Conturi din 2015 și până acum a apreciat activitatea noastră pentru că este într-un cadru legal, corect. Deci nu înseamnă că cineva, dacă are un blog,
dacă are o pagină pe Facebook sau este în presă. Deci trebuie să ai acel act de la Camera de Comerț, să ai activitate de televiziune. Deci 670 de lei, care mi se pare o chestie onorabilă, nu solicităm niciun ban în plus pentru alte activități suplimentare. O secundă, tariful este pe lună sau pe filmare? Lunar. Trebuie să trecem în, să aducem în discuție și faptul, exact cum a spus și domnul, este vorba de o singură ședință pe lună filmată. 6.700.000 de ședințe. Nu, 670.000. 6 milioane vechi, mă rog. Adaugă TVA, deci este TVA-ul inclus, noi nu suntem plătiți. Da, eu am vrut să subliniez faptul că este, practic, este pentru o ședință pe lună, asta este suma pentru filmare. Nu doar o ședință, vor fi și alte evenimente. Dumneavoastră a spus că nu se filmează extraordinar. Conferințele de presă, domnul. Deci, conferințe de presă, sunt multe ședințele extraordinare. Asta am zis, nu le filmați și asta e o mare problemă. Deci, dacă ar fi doar 670 pentru ședință, ar fi un preț mai mult decât onorabil. Domnule, eu arăt ceva, vreau. Vă rog. Vă răspund la toate întrebările, nu am niciun fel de probleme. Noi, acum în perioada asta, avem și pandemie, avem și COVID-ul. Într-adevăr, este o idee foarte bună de a se filma ședințele. Dar pe noi nu ne ajută doar să fie doar ședințele ordinare de a fi filmate. Ne interesează să fie și ședințele ordinare. Extraordinare. Aș dori să vă spun, pentru că noi avem foarte multe persoane plecate în diasporă care doresc să fie informate și doresc chiar transmisiunile live. Am înțeles, dar rămâneți la cheltuială, mă scuzați, vă întreb ca să nu deviem de la subiect. Eu nu v-am întrebat. La ședințele extraordinare, vă spun că e în afara subiectului. Nu putem veni, primarul poate convoca într-o oră, noi nu zburăm, nu avem nici elicopter, nici astea. Mai mult decât atât, ați îngreunat bugetul local pentru care însemna o ridicare a tarifului. Noi nu putem veni, câte faceți, 2-3 ședințe pe lună. În 670 lei, vă rog să mă scuzați, vă ofer eu dumneavoastră să veniți de la Unești și faceți 670 de lei pentru o oră, deci, de filmare. Nu e o oră de filmare. Deci haideți să ne înțelegem. Vă spun că lucrez în domeniu. Haideți să nu intrăm. Un spectacol, de exemplu, cultural, poate dura 4, 5, 6, 10 ore. Atunci nu mai este un eveniment pe an eventual. Deci, eu am înțeles dorința dumneavoastră. Dacă doriți să filmăm și extraordinare, n-am o problemă. În aceeași bani. Nu, dar este imposibil. Ședința de îndată în 5 minute. Vă mulțumesc și vă ascult. Deci, persoanele care sunt plecate de la noi din comună doresc transmisiuni live. În proiectul domnului primar nu stipulează transmisiuni live. Nici nu se poate. Nici nu se poate. Ei, aici avem o problemă. Pentru că transmisiunile live înseamnă în timp real de a afla omul. Asta facem și acum. Ascultați-mă până la cap. Acum este în timp de mândere. Ce se întâmplă? Dumneavoastră, după ce filmați această ședință, o puneți pe site-ul dumneavoastră oficial, adică pe exclusiv. Nu o să vedeți foarte multe persoane din diasporă care să intre pe site-ul dumneavoastră exclusiv. Dacă filmarea ar fi pe site-ul primăriei sau dacă ar fi pe pagina de Facebook, este ilegal. Vă rog frumos să mă lăsați. Ilegal. Să avem pe site-ul primăriei sau pe pagina oficială de Facebook, ar fi mult mai facil pentru cei care stau în afară. Cine vă oprește să preluați filmarea noastră? Doi la mână. Să puneți multe probleme, trebuie să vă răspund punctual. Cine vă oprește să luați filmarea de la noi, să link-ul să-l puneți acolo? Deci, observ că de deci asta înseamnă că o persoană plătită, pentru că eu nu sunt în măsură să fac eu lucrul acesta sau oricare dintre persoanele. Secretarul Comunei operează pe site. Dacă operează Secretarul Comunei, pentru ce să mai dăm bani? Bun, nu e problema dumneavoastră. Ascultați-mă, noi vorbim per general, da? Bun. Ce vrei să filmați dumneavoastră? 600, nu vreau, nu, eu nu sunt cameraman, nici nu știu să filmez. Stați să liniștiți. Cine să filmeze dacă nu e în condiții legale, trebuie să filmați dumneavoastră. Primăria, domnule, hai să fim cinstiți. Hai să fim cinstiți, să spuneți ca să știe toată lumea. Scuze-mă o secundă. Primăria poate să facă exact ce spuneți dumneavoastră, poate să facă, să obțină domeniul ăsta de activitate, poate să facă societate, poate să filmeze. Primăria nu poate să filmeze. Ba da, primăria poate să aibă societate care se ocupe cu așa ceva. Legea, va citi din lege. Domnule, dumneavoastră filmați cu aproape 700 de lei o ședință, atât. O ședință. Ba da, asta a spus dumneavoastră și asta este. Puteți să mai consulta, ați primit. 150 de euro pentru o oră filmare. Ce mai vorbim mai? Ascultați-mă puțin. În afară de acest lucru, ce a spus dumneavoastră în contractul ăsta, noi dacă avem evenimente, orice eveniment cultural pe care am putea să-l avem, ascultați-mă puțin, până la capăt, noi putem să vă contractăm și separat. Nu, domnul meu, nu vreau să încărcăm asta este comune. Asta este problemă. Dumneavoastră,
dacă ați fi cameraman, așa ați face, ați cere bani în plus. Noi n-am cerut, întrebați-l pe domnul primar, am venit... Dar aici nu este vorba despre dumneavoastră. Nu am solicitat niciun bani. Aici este vorba despre noi. Dar omul ăla rămâne descoperit. Dar ce ați intrat dumneavoastră în dialog atât de aprofundat cu domnul cameraman? Noi am venit aici cu un proiect de hotărâre pe care sunteți de acord sau nu sunteți? Dar trebuie să discutăm, domnul primar. Păi am discutat, dar nu am discutat. Într-o direcție în care domnul nu trebuie să vă răspundă vouă. Okay, asta vreau să vă spun. Noi facem, am făcut aici așa, vreau ca o transparență și vreau să votăm pentru sau împotriva și asta voastră. Nu discutăm. Aici așa ați intrat în dialog de a fi negociat cu dumneavoastră cât să vă dea încă să... Dar deja ați negociat dumneavoastră săptămâna asta. Pe domnul am văzut două la cineva. Sigur am discutat și aprobăm. Ce vorbești? Ascultați-mă. Haideți, votați. Hai să discutăm pe ce. Deci asta am văzut. Dacă ridicăm tonul, nu o să ajungem la nicio concluzie. Haideți să discutăm și luăm o hotărâre împreună. Luăm o hotărâre împreună. Exact. Nu trebuie să ne certăm. Dar nu trebuie să ridicăm domnul. Hai să facem ce e mai bine pentru comună, nu ce e mai bine pentru domnul de la exclusiv. Bun. Deci, domnul cere 670 de lei și ne spune ceva generalist, în general, că va veni la evenimente culturale. Noi nu știm dacă vom avea, pentru că avem pandemie, avem problemele noastre care le vedeți și dumneavoastră. Doi la mână. Domnul de la exclusiv nu filmează ședințele extraordinare. Asta este o problemă, pentru că s-ar putea să fină niște probleme care trebuie puse pe ordinea de zi urgent. Chiar dacă acum nu le avem și le facem în ultima săptămână, și domnul nu va putea să fie. Iar oamenii probabil, spre exemplu, dacă avem odată, taxă pe lemn, sau știu, oamenii sunt direct interesați. 3 la 1. În afară de lucrul ăsta mai avem o problemă. Am făcut un calcul, 670 de lei pe lună, așa iese, iese undeva la 300 și ceva de milioane în 4 ani, într-un mandat. Asta discutăm. Dacă cumva domnul vrea să vină și la extraordinare și va fi încă un tarif în plus, pentru că așa ne-a spus dumnealui, ar însemna să ne ducem undeva la vreo 800 de lei. Să zicem că le face și reduce. Domnule, nu da? Dorim să filmăm ședințe extraordinare. Nu dorești. Deci, okay. 400 de milioane lei vechi sau 40 de mii lei noi putem să-i folosim oriunde altundeva. Da. Și anume, putem să-i dăm la școală la copii să zugrăvim clasele. Putem ca să cumpărăm pămătuf, dacă vreți dumneavoastră, ca să discutăm mai jos, să coborâm nivelul discuției. Bun, trecem și peste asta. Să spuneți că e o măsură populistă, da? Putem să desemnăm o persoană din primărie, ca să nu spuneți că suntem noi obiectiv și nu vrem să filmeze din partea aparatului executiv. Vorbiți minciuni, deci... Domnul, vă rog, când mi se dă cuvântul, suntem în consiliere. Da, putem să facem o persoană desemnată din aparatul executiv, adică de la dumneavoastră din primărie, o persoană desemnată de la relații cu publicul, care să filmeze și cu telefonul și să... Vă aduce în cadrul legal și să vedeți... De ce faceți acuze în ședința de consiliu? Păi, dar veniți de la onești să faceți acuze aici. De ce acuzați de minciună? Nu faceți ilegal. Vreți să vă aduc legea. Nu aduc legea. Și să desemnăm o persoană. Terminați, asta este. Terminați ideea până la capăt și haideți să trecem la vot, pentru că o să stăm. Și să desemnăm o persoană din cadrul primăriei, de la relații cu publicul, care să facă acest lucru. Și am economisit bani care am putea să-i facem. Comuna noastră nu are venituri colosale în care putem să dăm, să avem filmări, să avem studii, să avem nu știu ce, deplasările dumnealui. Eu consider pentru binele nostru al comunei, nu pentru că vreau eu. Pentru că eu nu vreau să filmez și n-am să vreau niciodată să filmez. Pe mărbuș niciodată n-am să pun ca să facă contract, dacă există problema asta. Acestea fiind spuse, vă rog foarte bine să vă gândiți, domnilor consilieri, că noi deliberăm. Noi am adus argumentele, dumneavoastră veți face cum credeți. Eu cred că... Haideți să încercați să încetați. Pe ordinea de zi am avut un proiect pe care l-ați retras. Pe baza noului ordin, care de asemenea reglementează și cum pot cetățenii să asiste la ședințele Consiliului Local și să le urmărească pe internet. Ok. Cu acest argument propun să amânăm sau să retrage și acest proiect, pentru că pe de o parte nu avem niciun model de contract pe baza căruia să discutăm, costul l-am aflat astăzi, nu știm ce servicii intră exact, pentru că domnul poate să ne spună ceva, dar în același timp să fie altceva pe hârtie și, mă rog, practic ar trebui să nu mai discutăm despre acest subiect. Plus că este acreditat o singură firmă, mă scuze. Pentru că intră în contradicție cu ce argumentați atât dumneavoastră mai devreme la acela proiect. Bun, atunci...
stat un moment. Putem încerca. A zis că nu vreți să fim. Dumneavoastră vreți transparență, transparență. Nu vreți să fim. Până acum asta tot transparență. Veniți că filmăm. Eu am testat piața. Domnii sunt cei mai ieftini. Ca să spun așa. Dar nu avem oferte, decât unul. Ba da, eu aduc oferte. Am oferte. Avem oferte. Încă o dată. Supunem la vot dacă vrem să retragem proiectul sau mergem în continuare. Nu mai... Dar cum să supunem la vot în momentul în care... Aveți dreptul să votați, domnișoară. Ascultați să spună cuvântul. Păi mi-a scos cuvântul, am înțeles. E o transparență. Nu vreau să vină, să vii tu să filmezi. Dar nu vreau să filmezi. Eu am făcut-o benevol. Dar nu pot să fac benevol. Nu vreau, păi asta vreau să fiu. Și nici nu vreau. Dar pentru asigurarea transparenței, că sunt atât de mulți oameni plecați în străinătate, să vadă ce se întâmplă în lege aici. Ați înțeles? Domnule, să asigure imparțialitate și echilibru. Nu este transparență. Nu avem acreditate. Vă spun exact. Legea prevede că trebuie să ai compartiment în cadrul primării, dacă vrei. Da, pe se poate face. Și votăm? Înseamnă costul. Da, votăm. Când faci compartiment, înseamnă costul. Domnul Iisus, haideți să mai discutăm pe speța asta. Acum să votăm și după care mai spune. Nu putem să votăm. Ședințele extraordinare nu sunt filmate. Nu se asigură transparența ședințelor extraordinare. Deci, dumneavoastră ați venit și luna asta cu o ședință extraordinară. V-am demonstrat că acea ședință nu este extraordinară. Deci ședințele majoritate... Care dumneavoastră? Gați venit... Care dumneavoastră? Care dumneavoastră? Care dumneavoastră? Cum? Care dumneavoastră? Spuneți-mi cine mi-a demonstrat. Noi vă demonstrăm. Care voi? Imediat, hai să închidem ședința, că nu ne-am luat de la suflet. Acum să discutăm și la urmă discutăm și despre ședința. Deci aș vrea să ne spuneți, noi v-am demonstrat cine noi. Doamna secretar trebuie să ne acorde sprijinul nici de cum. O să discutăm problema asta. Poate rămâne la diverse. La diverse putem discuta. Supunem la vot acest proiect. Mai are ceva de adăugat? Supunem la vot acest proiect. Propunerea mea era să retragem acest proiect. Dacă unul primar refuză să-l retragă, eu propun să votăm retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi. Cine este pentru retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi? 7 pentru, împotrivă? 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru filmarea și divulgarea integrală. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă 7. Împotrivă 7? Împotrivă. Nu am observat, da. Deci nu se asigură transparența, clar, în continuare. Și asta a fost interesul la bun început. Proiectele cu probleme le băgați pe ședințele extraordinare. Și de-aia lumea nu o să aibă acces la material. Trecem la următor punct, la diverse, și vreau să vă răspund aici. O să aducem în discuție. Referitor la ședințele... Și încă o treabă, scuze-o puțin. O să aduc și proba, ca să vadă și oamenii că domnii, în 2017, au avut lipsă din filmare, au avut lipsă o oportunitate. Exact, pentru că în momentul atunci am filmat și eu. Atunci am filmat și eu, și le pun în oglindă. Le pun în oglindă. Încă o precizare, dacă vă dați articolul 129 din OUG nu prevede ca și Consiliul Local să negocieze, da? Sau să discute contracte. Știu, domnule. Ele se cer, aceste contracte se cer la cerere, da? Cum adică, domnule? Cum puteți să spuneți treaba asta? Dar banii noștri, cum să nu hotărâm noi? Banii comuni, da. Cum puteți să nu hotărâm noi? Utilizați pentru asigurarea transparenței. De unde știm noi ce înțelegere aveți, ce bani se dau acolo? De unde știm? Utilizați pentru asigurarea transparenței pe care o cereți, o invocați în orice ședință. Transparentizare, da? Uitați, transparentizarea și filmarea se face în condiții legale. Deci la costul urmar nu se asigură transparența. Asta vreau să vă spun. Ședințele extraordinare o să fie filmate și o să ajungi la diferențe tema asta. Aș vrea să-ți propun ție sau altor consilieri să căutăm o soluție și pentru filmarea ședinței. Așa putea să găsim soluții și aș vrea să știu dacă ați încercat măcar pe baza în discuție sau pe baza acestui contract ca ședințele să fie transmise pe pagina primăriei. Sau pe pagina de lei. Transmitem noi. Putem prelua? Dar să le preluăm și le transmitem. Dar de ce? De ce? Știi de ce? Pentru că așa vrem noi.
Mulțumim. Deocamdată. Mulțumim. Deocamdată. Așa. Când o să fiți, voi să transmiteți voi congresul. Da, bine. Deocamdată avem proiecte de hotărâri care se aprobă cu majoritate. Simplă, e normal să se aprobe cu discuții, domnul primar. Dar le-am discutat, dar voi nu mergeți numai într-o parte, numai sunteți împotriva. Dar nu suntem împotriva. Am zis să fie transparență și dumneavoastră nu vedeți transparență. Dar nu suntem împotriva. Ce nu-i transparență? Ședințele extraordinare sunt transparente, domnul primar. Banul să ne facem. Banul, cum e de asta contractul? Dacă le filmăm și pe alea, nu e nicio problemă. Contractul ăsta. Așa vreți voi. Am înțeles. Deci a stabilit, să vă zic, săptămâna asta a stabilit dumneavoastră prețul. Asta a fost. Deci pe domnul a văzut de domnul la primărie săptămâna asta. Este firma, da, este singura firmă. Nu este singura firmă acreditată. Deci nu sunt două sau trei firme acreditate. Să avem de unde alege. Mințiți, întotdeauna mințiți. Orice, și o să vă chem în justiție pentru minciun. Domnul președinte, vă rog frumos să-i spuneți, domnul Dreptu. Deci vorbește minoritatea se supune majoritate. Dacă toți ați studiat regulamentul domnișoara Ștefania, aș vrea un pic să studiați regulamentul și să vedeți că se fac înscrieri la cuvânt, nu sare fiecare peste ăla, se fac înscrieri la cuvânt. Dom'le, vreau da, doamne, da, vezi dreptate. Deci, domnul, de ce se fac, nu faci parte în consiliu? Toate ședința, vorbiți numai dumneavoastră, lăsați-i și pe domnii să vorbească. Dar de ce vorbește dânsul întrebat, doamne? Trebuie să fim în consiliul local, dar trebuie să vorbească de la vizită cu vânt. Ce vorbim mai ce? Domnul președinte, de ce nu intervii să vorbește domnul? Apoi, nu-i s-a dat. Eu am atras atenția din oare să... Următoarea problemă la diverse pe care vreau să o propun este referitor la următorul președinte de ședință. După cum știți, perioada în care, pentru care a fost ales a expirat. Așadar, fiecare consilier poate să propună pe oricine și să votăm acest președinte de ședință de la următoarea ședință în pomul. Eu aș propună pe domnișoara Ștefanie Ștefanie. Eu îl propun pe domnul Mihai Topș. Bejan Topș. Și domnul Jocat. Și domnul Jocat de cine? Nu. Pe Mihai. Să... Marta, vă rog să menționați. Să propunem, supunem la vot prima propunere a domnului Alexov, și anume doamna Ciuraru. Cine este pentru? 7 împotrivă? Abține? Pentru domnul Mihai, cine este pentru? Împotrivă? 7, domnul Mihai. Pentru diverse, dacă mai aveți alte propuneri, dacă nu... Da, eu. Vă rog. Primul subiect e legat de angajările din primărie în acest moment. Știm că sunt 3 posturi deschise. Concursul e în continuare activ. Aș vrea domnul primar să ne spună care este oportunitatea acestor angajări, dat fiindcă, din câte am înțeles, casiera intră în concediu maternal, deci rămânem fără persoană în acel... Da. Așa, și plecat. Da. Din cunoștințele mele, nu avem pe nimeni în un departament de proiecte care să fie concentrat sau să se focuseze pe fonduri europene și știm că va urma o perioadă foarte importantă din acest punct de vedere. Da. Și să ne spună domnul primar care este oportunitatea și ținând cont de următoarele preconizări legate de buget, ținând cont că a fost COVID și pandemie, probabil veniturile vor fi mai mici. Dacă puteți să ne explicați, domnul primar. Da, vă explic. În ultima perioadă, din primăria Cluj, tot au mai plecat. Au plecat Alina Isto, care a fost șefă de birou. În locul ei n-am angajat pe nimeni. Și știți foarte bine că acolo chiar ați constatat, într-adevăr,
doamna Mihaela nu reușește să termine treaba. A venit Curtea de Conturi și a constatat mai multe nereguli. Nu avem timp ca să le rezolvăm dacă nu angajăm o persoană. Noi angajăm această persoană, chiar le angajăm, avem și le angajăm pe posturile care le avem, dar dăm dispoziții ca să facă sau ajute și pe doamna Mihaela. Pe partea de... avem o persoană pe care am scos la concurs pentru... Domeniul public. Ia explică, te rog, cu domeniul public, care îi răspunde domeniul public. La compartimentul urbanist, cadastru, administrarea domeniului public și privat, este o persoană doar pe urbanism, dar pentru administrarea domeniului public și privat este necesară o persoană pentru că în conformitate cu codul administrativ este necesară inventarierea tuturor bunurilor atât din domeniul public cât și din privat. Introducere în domeniul public cu avizul Ministerului Dezvoltării. Toate acestea necesită documentații ample, inclusiv din tabulări. Și legat tot de administrarea domeniului public și privat, avem contracte de concesiuni, de închirieri. Aceste contracte trebuie făcute caiet de sarcini, documentații de atribuire, rapoarte de evaluare și volum mare de documente. La fel vreau să vă spun că dacă la alte primării s-a dat foarte mulți bani, s-au dat foarte mulți bani de consultanță, s-au dat foarte mulți bani și implementări. Noi n-am dat niciun leu până acum. Pentru că pe consultanță s-au mai dat bani și la noi. S-au dat pe consultanță pentru că erau pe fond european și nu puteam să facem noi. Avem un singur contract cu consultanță. Un singur contract. Dar asta nu s-a numit. Doamna Tușar, eu v-am spus. Doamna Tușar, am eu o discuție cu dumneavoastră pe tema asta. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Spre exemplu, dacă tot angajăm, spre exemplu, pe ANFP avem postul de șef birou contabil. Da. Șef birou contabil implică o renumerație destul de numeroasă pentru acea persoană. Adică, într-un cuvânt, aș spune că noi angajăm tot un șef. De aia aș dori, dacă ați putea să faceți lucrul ăsta, eu nu vă contez dumneavoastră calitățile. În schimb, nu discutăm persoana, altceva vreau să spun. Ați putea să faceți un compromis. Acum discutăm, ați spus că ce e mai bine pentru comună. Nu, lăsați chiar foarte bine că spuneți așa. Haideți. Păi de aia și vreau să ajung aici. Compromis. Să nu credeți că am ceva cu dumneavoastră sau... Compromis. Ar trebui să comasați postul de administrator cu postul de birou șef contabil. Și nu spun asta pentru că ar trebui să desființăm neapărat postul de administrator. Am putea să comasăm aceste două și biroul șef contabil ar putea să facă aceleași lucruri care le face și administratorul. Deci nu discutăm despre competențe. Discutăm exact despre speța asta. Pentru că comunele în general... Deci șef contabil ar salva foarte multe și cred că ar fi și în avantajul dumneavoastră să vă spun exact cum stă treaba. Adică veți fi angajat, nu veți mai fi contractuat. Și și noi ca imaginea comunei am dat mai bine în județul Bacău pentru că pe Valea Siretului cred că suntem singura comună care avem administrator public. Și am să vă dau un exemplu foarte amplu și acela este Sascutul. Sascutul la ora actuală... Sascutul, spre exemplu, acum nu mai are administrator public. Deci dumneavoastră ați putea să participați la postul ăsta de birou șef contabil. Și cu asta am rezolvat niște probleme, am avea și contabil ajutor pentru doamna David Mihaela și am avea și pe cineva care se ocupe de treburile pe care oricum dumneavoastră le faceți. Și faceți aceste lucruri oricum, lucrați pentru 5 persoane. Și știm foarte bine, eu nu vreau să vă laud acum, să credeți că vă... Pentru că eu sunt în opoziție, rolul meu este să vă atrag atenția. Bun. Dar acum ce este al cezarului, să-i dăm ce e al cezarului. Deci pe dumneavoastră eu nu neapărat doresc ca să plecați de la noi din comună, în niciun caz. Dar am dorit să facem în așa fel încât să salvăm niște sume de bani. Adică dacă angajăm, lăsăm și administrator. Că se vede că aveți majoritate, acum nu se poate face treaba asta. Mai angajăm și birou șef contabil, care
vorbim de niște sume și de niște bani pe care comuna nu cred că este atât de mult și de capabilă să plătească din banii cetățenilor. Cred că ar trebui să vă gândiți la lucrul ăsta foarte serios. Pot să vă răspund? Da. În primul rând vă mulțumesc pentru încrederea acordată. În al doilea rând, vă mulțumesc pentru faptul că îmi recomandați să particip așa. În al treilea rând, nu pot să vă mulțumesc pentru faptul că spuneți cumva compromis. Nu există compromis în administrația publică. În administrația publică, administratorul public este funcție contractuală cu contract de management pe perioada mandatului, iar șeful birou financiar contabilitate este persoana care verifică, controlează, răspunde de toată activitatea financiară a primăriei comunei Cleja. Nu este de ascuns faptul că și până acum am făcut lucrul ăsta, dar nu în calitate, deci nu cu dispoziție. Am ajutat colegii, da? I-am sfătuit, uneori s-au supărat. N-am putut niciodată să spun, măi, uite, tu vei fi sancționat că ai greșit. Nu, nu, hai să vedem cum facem, hai să te ajutăm, hai să așa. Inclusiv, să știți, Curtea de Conturi, audit, uitați, avem un raport de audit care spune clar că la noi nu există funcția de control. Funcția de control nu o face administratorul public. Funcția de control o face șeful birou financiar contabilitate. Da? Administratorul public coordonează activitatea funcționarilor publici. Eu vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați dat-o prin faptul că mi-ați propus așa subtil să candidez. Vor mai fi și alți candidați. Vor mai fi și alți candidați, să știți. Doamna Șuștac. Deja s-au anunțat. Doamna Șuștac, da. Știți de ce am spus că așa a zis compromis și dumneavoastră a spus că să luăm strict pe lege? Strict pe lege. Pentru că mai devreme, acum 10 minute, domnul Iștoc a spus în felul următor. Acum noi decidem că suntem la putere. Eu nu răspund pentru ce a spus domnul Iștoc. Și eu am spus treaba asta pentru că știind că există majoritate deocamdată, este clar că se poate aproba și postul de administrator și postul de șef birou contabil. Pentru lucrul ăsta, adică compromis. Hai să eu am încredere în domnul primar, pentru că timp de 3 ani de zile, din 2017, de când sunt aici, întotdeauna, orice cheltuială, mi-a cerut justificări, așa, și am încredere că nu va duce comuna Cleja să aibă și șef birou și administrator public. În cazul în care nu se va adjudeca postul sau nu va dori nimeni să vină. Așa dar e. Dar atunci o să vă oferiți dumneavoastră, am înțeles. Poftim? Dacă nu se fie altcineva ca să nu rămână postul, o să vă oferiți dumneavoastră. Nu, dar mie îmi place foarte mult pe administrator public. Haideți să vă spun de ce am și zis lucrul ăsta, că s-ar putea ca dumneavoastră să plecați la Bacău, de exemplu. Și atunci eu am spus că există posibilitatea că... Să știți că nu mor caii când vor câinii și nici eu nu voi pleca la Bacău când vreți dumneavoastră. Doamne, da? Ca să vă răspund așa, frumos, referitor la managementul proiectelor, eu vreau să vă spun că nouă ne-ar mai trebui persoane calificate. Deci noi vrem economist, ne trebuie economist, vrem o persoană de resurse umane, ne trebuie, pentru că ne trezim cu asistent social care le dispare obiectul și nu se face nimic, pentru că n-ai personal care să ducă și să vadă ce s-a întâmplat acolo sau să facă anchetă socială. Avem caz în care tatăl și mama decedat, copilul de 14 ani sau de câți ani, nici acum nu s-a dus nimeni să vadă ce s-a întâmplat, pentru că nu are cine. Da? De asta trebuie personal. Pentru proiecte europene, să știți că e o grămadă de muncă la proiecte europene. Da? Ar mai trebui, pe lângă ce se angajează acum, să știți că primăria Cleja mai are nevoie de cel puțin doi oameni. Nu ne-i putem permite. Da? Nu ne putem permite. Dar măcar aici unde avem puncte cheie, uitați, impozite și taxe locale, ne-au găsit o grămadă de probleme. La controlul managerial. Nu avem control managerial. Nu există așa ceva într-o instituție publică în care ai un buget de 90 de miliarde sau de 100 de miliarde. Cum să nu ai control acolo? De asta s-a pus în organigramă postul de șef birou, ca să existe cineva care să verifice, să controleze și să-și asume, să-și asume responsabilitatea activității financiare. Am să vă răspund cu o glumă, că a spus dumneavoastră cu cai, am să vă răspund și eu tot cu o glumă. Dacă tot spuneți că e atât de greu și atât de complicat, de ce toată lumea dorește să lucreze la stat? Care e toată lumea?
De ce toată lumea? Toată lumea le place și vor să fie la conducerea. Dacă te referiți la mine... Nu. Era o glumă per general. Eu am 32 de ani în administrația publică și nici nu mă văd pe mine în privat. Am făcut și privat, am făcut proiecte, am ajutat oameni, au depus proiecte, și-au cumpărat utilaje, și-au cumpărat de-astea fabrică de peleți. Am făcut și asta. Dar viața mea este în administrație și vă rog să mă tăiți că voi rămâne în administrație. Bine. Alte... Mai am un subiect. Vă rog. Mi s-a dus la cunoștință de către un cetățean că, deși nu beneficiază de ridicarea gunoiului, a fost somat să-și achite dările, lucru care mie mi se pare inacceptabil. Înțelegem că mașina de gunoi nu are cum să ajungă în toate ulițele și în cazul acesta cetățenii caută singuri soluții. Unii își duc în oraș, alții își duc la mama, găsesc ei soluții, dar să fie somați să-și achite pentru că altfel li se va executa silit contul, mi se pare prea mult. Și să ne gândim la o soluție în acest sens. Eu aș găsi o soluție aici așa. Haideți să plătim gunoi, fiecare dintre noi. Noi avem aici, sunt oameni cu gura mare, sunt oameni care într-adevăr vor și face. Domnul Carol, dumneavoastră plătiți gunoiul. Eu vă întreb, ați venit și ați spus, domnule, nu plătim gunoi. Mă întrebați în calitate de persoană fizică sau în calitate de consilier? De persoană fizică. Dumneavoastră locuiți aici, ați venit să dați, să faceți declarații că nu plătiți? Deci, plătiți-mă puțin, dacă vreți să o luăm despre pe lege. Am să vă răspund, deși n-ar trebui să vă răspund, Bine, eu discutăm aici, de ce nu ne-am venit banii, pentru că banii trebuie plătiți. Ascultați-mă puțin. Buletinul meu de Cleja este făcut anul trecut în iulie. Iar noi, adică în 2020, noi suntem în 2021, gunoiul se plătește, când mă voi duce să plătesc acum toate taxele, nu voi plăti gunoiul, dar nu trebuie. Trebuie să faceți declarații. Am făcut declarații, vorbiți cu doamna prezidentă că am făcut declarații. Am făcut declarații și am vorbit și cu doamna aici. Câte așa am făcut și declarații, este la primărie, are și număr de registrat. Vă mulțumesc. Vă rog să revenim la subiect. Să revenim la subiect. Într-adevăr, sunt persoane unde mașina n-ajungă, dar ei tot duc gunoi undeva. El vine și bagă undeva. Dacă nu ne aduce dovada că cineva are un alt, ci în altă parte, duce gunoi în altă parte, eu trebuie să iau bani. Nu avem deocamdată soluții pe tema asta, că unul mai pe margine, altul pe centru. Haideți să discutăm despre asta. Puneți-mi atunci mărim bani, mărim prețul la gunoi și haideți să vedem cine să nu plătească gunoi în jocul. Haideți să plătească consiliul. Domnul Iștoc, știți care este problema? Problema este nu este de una, două, cinci și zece persoane. Sunt mai multe, sunt de acord. Spre exemplu, pe anul 2019, procentul încaselor de impozite, taxelor cale și amenzi este de 69,41. Da. Asta înseamnă că ceilalți 30%, că sunt aproximativ 70%, ceilalți 30% care nu își plătesc, nu putem să ne luăm așa tare de ei, pentru că sunt nevoiași. Sunt... Haideți să găsim... Dar trebuie să am forma legală de a putea... Deci eu ca și primar nu pot anula o taxă a cuiva. Omul este trebuie să plătească. Noi, ca și Consiliul Local, dacă putem găsi o soluție și să stabilim unde să nu plătim, pe care stradă să nu plătim, cine să nu plătească și să vedem ce fac cu noi. Pentru că ei duc tomberoanele jos până la urmă, că dacă nu te trezești cu bărăul plin de gunoi, te trezești cu câmpurile pline, e așa cum sunt, ei tot duc gunoiul. Numai că nu-s la îndemână. Asta e altceva să asigurăm noi să venim în poarta lui și asta, la asta lucrez tot timpul, facem drumuri, acum, asta facem drumuri, creăm condiții, să vedem cine vine acolo, acum, cine câștigă licitația și să-l obligăm pe persoana respectivă să vină cu o mașină mai mică, să-l obligăm să intre la ora actuală, mașina fiind foarte mare, nu vrea să intre, pur și simplu. Dar ieși un pomerul în jos. Haideți să găsim soluția împreună, nu eu. Spre exemplu, mai am o statistică aici, în care din numărul total de 3042 de roluri, așa, 1868 sunt cu taxe la zi, adică aproximativ jumătate din Comuna Cleja. Așa este. Deci,
Aici nu este vorba dacă noi ne contrazicem sau dacă... Haideți să găsim o soluție. Spre exemplu, domnișoara Ștefania cu gunoi, spre exemplu, cu executați civili. Vă dați seama că ar trebui să trimiteți să... somați la jumătate din comuna. Exact, asta și deci... Să vă dați 100 de milioane pentru asta. Nu, încă o dată. La taxe și avem caseria. Vreau să adopt o nouă politică în acest mandat. Vreau ca cel care este la caserie să înceapă să facă teren. A plecat doamna care era înainte de la caserie, în concediu de maternitate. Următoarea persoană care este acolo, dacă nu se dorească, o să angajăm o persoană cu temporară și îi spun să facă program săptămânal pentru teren. Ca să... Că oamenii nu vin. Și începem cu aceste executări silite ca să mai recuperăm din bani. Într-adevăr, este o problemă. Unii, chiar dacă au bani, nu vin, că nu interesează, iar alții care n-au, într-adevăr, nu vin. Vin pensionarii, când îl găsești la angajator de încălzire, iei banii, când... Adică forțăm un pic nota. Vine pentru adeverință, nu știu de care, și cer bani și atunci, în condițiile legii. Pentru că nu poți să elibera un certificat fiscal cuiva dacă nu are plățile făcute la zi. Și atunci ei plătesc când au nevoie de noi. Merg la APIA întâi să plătească, să aibă certificat fiscal, după care îi dau adeverința APIA. Altfel nici așa n-am putea. Dar eu sunt de acord cu toată lumea să găsim o formulă pentru cei care, într-adevăr, nu au cum să ajungă la gunoiera noastră. Dar ce fac cu gunoiul? Să scoată în câmp? Că ei tot fac ceva cu gunoiul ăla. Dar domnul primar, dar dumneavoastră, dacă mergeți undeva să beneficiați de un serviciu și nu beneficiați acel serviciu, nu-l plătiți. Atunci veniți cu o soluție. Pentru că sunteți consilier local. Soluția este asfaltarea uliței, o să poată să intre în mașină. Am proiect depus pentru drumuri, am proiect depus pentru primărie nouă, am proiect depus pentru sală de sport, cu gazul merge mai problema de ani de zile. Păi de ani de zile, dar totdeauna a fost de făcut. Localitatea, dar nu s-a prioritizat. S-a pus în fața. Prioritizările, haideți să vă explic cu proiectele astea europene. Pentru că nu mai aud că proiecte. Se deschid linii de finanțare pe anumite segmente. Dacă te duci la un proiect european, trebuie să ai linii deschise pe CNI, pe Ministrul Dezvoltării, unde te duci tu, dar să ai linii deschise, pe terenul de sport. Dacă eu mă duc acum și am o linie deschisă pe CNI, pentru, acolo mă duc și fac, pentru teren de sport. Mă duc pentru drumuri, pentru că am linie deschisă pentru drumuri. Merg, adică găsesc pe POR, pe PNDR, pe PNR, pe toate astea, merg pe toate liniile de finanțare care sunt pe toate, ca să înțelegeți. Da. Stați puțin, că după aia uităm. Am și o întrebare. Da. Păi, în luna decembrie am votat taxele și impozitele locale. Știți foarte bine că am trecut de rang B, Somușca și Valea Mică. Dar nu v-ați gândit și știu că au mai fost discuțiile astea la acei cetățeni care sunt în capătul satului și care nu beneficiază de ceea ce beneficiază mai mulți cetățeni din comuna din Valea Mică și Somușca. De ați trecut, pe rang B. Am mai avut odată discuția asta și ați zis că veți avea în vedere. Iar Cleja a rămas rang A pe toată suprafața. Deci nu ne-am gândit la cei oameni de la Dodan, de la Deal sau cei de la pe Țărâncuțe sau cei de pe, care sunt pe Trei Cruci în cap. Conform codului fiscal, rangul se stabilește pe localitate, nu pe străzi. Bun, atunci ajutați să iasă din roaiele alea. Păi să ajutăm. Avem proiectul depus. Am încercat, anul trecut am depus proiectul pe o linie de finanțare, n-am reușit. Dar foarte bine că toată lumea zice, de ce trebuie să taxa pe care o plătește cel din centru. Și au dreptate că aici nici cu noi nu poate să-și ducă și știți foarte bine. Știți foarte bine nici pentru că vin problemele că nu plătește, că n-are canalizare. Ăla nu plătesc, că n-are drum. Ăla nu plătește, că nu știu ce. Așa este tot timpul. Proiecte sunt depuse. Și orașele mari sunt pe sectoare, se plătește pe sectoare. Au rangul, fiecare sector are rang. Așa și da, deci eu vreau să spun că eu stau pe Republic și am niște gropi, ați fost și ați văzut. Am niște gropi cu cărinte ieri. Da, e bine acum județe. Și încă o dată, nu niciun cod, apoi municipiul aparține. E din municipiu, da. Și vreau să vă spun că era rangul 1. Deci ca să înțeleg, și mă duc în notă în apă.
Să nu credeți că eu aceeași problemă am și eu. Dacă în Cleja ar fi o stradă cum am eu la mine, ar mi-ar sări lumea în cap. Da, dar dumneavoastră locuiți în Bacău. Dumneavoastră ați fost consilier județean, puteți să vă asfaltați acolo. Nu trebuie cu consiliul județean. Nu județean este pe județ. Municipiu, municipiu. Dacă vreți un pic, domnșoara Ștefania, deci are dreptate. Măi, nu-mi prestez servici, nu dau bani. Dar trebuie să găsim, trebuie să găsim modalitatea legală pentru acești oameni. Da? Modalitatea legală este următoarea. Nu pot să duc mașina acolo. Trebuie să-i asigur o rampă în care el să-și ducă gunoiul acolo. Să-și îl depoziteze acolo, nu în tomberon. Deci dacă vrea să nu presteze serviciu, să nu îmi plătească serviciu, da? Că nu îl presteze, așa este, are dreptate. Fac amenajez o rampă conform reglementărilor legale și el va aduce gunoiul acolo. Da. Pe oricum asta o face. Mai mizăm și pe următorul fapt. Sperăm să nu mai avem așa mulți bolnavi la 416, să mai avem și oameni care vor să muncească, facem răzun atelaj, să duce și ia gunoiul așa. În orele alea așa care trebuie. Noi. Și atunci trebuie să-mi plătească, da? Păi, uite, nu intră în mașină, lasă că intră. Acum întrebarea este care noi, că noi suntem și acum. Se referă la ajutor social. Da. Noi suntem și acum. Mă gândeam că ar fi o șurcă la... Și asta este o modalitate, dar hai să găsim soluția. Ar mai fi o problemă. Cu gunoiul mai este o problemă. O problemă de conștientizare. Cărăm și gunoiul din graj și pe ce măturăm și tot la gunoi. Un cetățean trebuie să producă 10 kg de gunoi pe lună. Menager. Ca să menager. El dacă își bagă, buruie, îi bagă. Asta s-ar putea, dacă omul ar fi conștient, să le pună domnul primar. Cetățeanul copiază ceea ce vede la conducere. Și stați să vă argumentez treaba asta. În centrul comunei, aici, nu departe, vă arăt un orman de gunoi făcut de către cei care au contractat lucrări la primărie. Și armaș acum acolo. Este dita mai mormanul lângă pod, trecem acolo, e dita mai mormanul de fiare. Se accidentează copiii, s-a agățat câinele domnul Obărici. Ce să bai ei? Dar când ai văzut mult? Ziceai că s-a agățat un fier beton, nu știu. Are chip câinele tău. Dacă te referi la betoane, da, și stau acolo de el, nu știu ce mai ia. Nu știți că astea vedeți via lui? Nu vreți dacă murmurez. Ascultați-mă un pic. Alea vrem să le folosim, din cauza asta nu le-am cărat. Pentru că albia fărăului s-a lăsat puțin. Facem acum, când se așează un pic vremea, facem un gabigol, adică facem o cascadă. Și este nevoie și de avem nevoie de un pudure să punem acele fiare acolo ca să țină. Și de asta este. Eu am adus în discuție, totuși e gunoi. Momentan este gunoi. Nu. Ăla este pentru ca să-l folosim noi. Cei care n-au primit tomberoane, ce putem să le spunem? Așteptăm acum să se deslicitrația, nu, să vedem că trebuie să aducă câte două tomberoane. Și în momentul când o să aducă tomberoane, o să vedem, să facem colectarea selectivă. Și atunci o să urmărim și oamenii care să facă această colectare, ca să putem să scădem cantitatea de gunoi. Așa, anul trecut am avut 800 de tone de gunoi. 800 de tone. Da. Și pentru care trebuie să plătim ajung de 3 miliarde și ceva, 3 miliarde 500, 400. Da, dar ar fi o idee. Avem un alt ceva. Să se aducă tomberoane mai mici la cei cu două persoane, mă refer, și cei cu 4 persoane. Lasă-mă dacă are mai mare, nu poate mai rar. Vă spun un pic. Din păcate, sunt cu două persoane sau cu trei și nu are și un sac când scoate tomberonul așa. Pentru că el nu taie iarba, nu ține de persoane. Dar o problemă, lasă-mă să-ți termin și eu. O problemă foarte importantă care anul trecut tot de la toate ședințele au fost dezbătut și nu s-a luat nicio problemă. Hotărâre. Ce facem cu tonajul pe asfaltul ăsta? Că terminăm de tot. A început să se desfacă hotărâre. De ce nu se poate pune autoritățile care sunt în drept să punem acolo o plancardă cu 7,5 ca să nu treacă mai mult? Aici, auziți, numai o secundă ca să vă spun. Găiceana, de unde vine doamna secretar, a făcut acest lucru, prima lui de acolo. A pus o barieră. Și la un moment dat și cu hotărâre, cu proiect de hotărâre cu tot. Și cu avizul poliției. Și la un moment dat cel care căra lemne, l-a dat în judecată, la acțiune în instanță. Și a trebuit să plătească toți banii.
A spus domnul Carol despre lucru de la așa. Și a zis, domnule, a fost cândva. Nu mai este acum. Nu-ți mai dă, poliția nu-ți mai dă. Cine repară drumul, domnul primar? Cine repară drumul și pagubele oamenilor? Cu case adiacente drumului. Accesăm fonduri europene și facem drumuri ca lumea. Știți ce este aici? Da, a spus data trecută că Electropresul nu care lemne, firma dumneavoastră. Nu care lemne, nu, Electropresul. Nu, care lemne. Aici poza asta e trucată, nu? Nu, nu e. Trimită de cetățeni, nu, da. Nu, ascultați-mă. Băiatul meu are stoba acasă. Deci are centrală pe lemne. Și asigură singura dată. 10 mașini, 10 mașini sunt cel puțin. Una, 10. Nu știu cât are. Are centrală. O singură merge o dată pe an. Și ați văzut că, na, adică oamenii văd ce se mai de asta, după ca să care cu mașinile. Asta e exact cum e câinele meu de azi dimineață. Așa, e fază. Nu, a fost agățat, dar prima oră a luat. Băi, dacă încă o dată, băi, dar afară de asta, a plătit. Deci omul plătește. S-a zis că ați contribuit la distrugerea drumului și nu e singur drum. Noi la o singură dată o venit cu mașina. Da, da, da. Haideți să discutăm, în 2016, când chiar noi amândoi eram în relații mai bune. Și da, acum da. Știți foarte bine că au venit cei de la Gringold. Da. Și am ajuns la concluzia că ar trebui să dăm la un preț promoțional cetățenilor comunei Cleja lemn. Așa, da. Eu aici vreau să ajung exact la poza aceasta. Da. Băiatul dumneavoastră a luat lemne și probabil îi convine foarte mult să ia de la Cleja lemne. Probabil nu, prețul... nu, ar trebui să iei un lemn. Da, ok. Da. Prețul e acela. Dar, am discutat eu cu directorul de la Gringold. Așa, da. Și a venit cu o idee atunci în 2016 în care să dea cetățenilor metru cub cu 180 de lei. Da. Și 40 de lei corhănitul, cum se spune, da. Adică trasul din pădure, adică la 220 de lei metru cub. Așa. S-au făcut niște liste și da, beneficiar nu a fost nicio persoană din comuna Cleja. Ba da, eu. Ba da, și eu am cărat pe broanii. Deci, avem liste. Uite, da. E perfect. Uite, domnul Valentin a răspuns perfect. Și a cărat colegii, poate să... A cărat... Ce-i cu mine? Deci, a cărat pentru oameni, da? Deci, dar noi nu vorbim de domnul Hovorici sau de domnul Gherfi sau de mine sau de oricine. Vorbim exact, nu cineva. Suntem, să zicem că avem niște venituri care ne oferă stabilitatea de a cumpăra și cu 250 de lei. Vorbim despre persoane care nu au posibilitatea. Cum îi ajutăm pe ei pe viitor? Deci nu acum, nu discutăm ce a fost. Ce a fost, a fost. Haideți să... Ce înseamnă discuția de atunci, ca să reluăm un pic discuția asta. Gringold a spus așa, domnule, eu am pădurea. Eu nu vând lemne. Dumneavoastră, faceți o societate, să vină o societate din Cleja, care dorește să facă o activitate economică. Eu îi dau lemnul ieftin. Și mai departe el să dea către populație. Nu așa a fost discuția, parcă dacă așa a fost discuția. Și atunci am zis la toți, oameni buni, care vreți, pentru că regimul lemnelor este foarte strict și știți foarte bine, în momentul când tu îți faci o bază, un depozit de lemne, atunci trebuie să îngrădit, la orice oră vine poliția, vine cine vine, garda forestieră, te verifică câți metri cubi ai, 100, 100 trebuie să ai. Deci nu mai merge cu șmecherii, cu tarpilemnul. Da. Și-o zis așa, vindeți dumneavoastră, eu vă dau, dar vindeți. Eu ca primărie nu pot să fac această societate. Și încă o dată, dacă vrea cineva de aici, și ca să nu mai vină cu gura că nu vrem, haideți fraților, deveniți, faceți o firmă, eu vă ajut. Trebuie o bucată de teren acolo, aproape de pădure, puteți sau unde vreți voi. Și o ramă. De unde să vin lemne? Asta a fost problema. Și atunci dar eu știu că atunci în discuția respectivă a fost cineva care și-a dorit să facă asta, numai că au rămas
Păi nu rămas în momentul când ajungi, în momentul când ajungi la acte, avize, păi trebuie să ai niște avize acolo. Pentru că, eu, acea persoană a dat cu nasul din niște hârtii. Nu, a fost doar la faza de discuție, după aia i-a închis. Nu e așa de simplu. Deci nu e așa de simplu. Hai de obținut o grămadă de avize, o grămadă. Haideți să facem cumva, să oferim la... Păi și eu, haideți să facem, dar rămânem cu haideți să facem. Eu ce pot să spun? Primăria poate să facă o societate comercială. Nu, obiectul de activitate a primăriei nu este societatea comercială. Obiectul de activitate este de a, de a face servicii către populație. De la Bacov, cum? Dar acum se desfințează, dar ascultați-mă un pic. Și la București mai sunt încă 20 de companii. Sunt, dar deci încă o dată. Noi nu vrem să facem activitate economică, să intru în concurență cu domnul Vali, cu domnul Van Gabi, cu domnul Ion, cu domnul cu toată lumea. Noi intrăm, nu, noi facem, venim în sprijinul celui care vrea să facă această activitate. Noi nu putem, pentru că la ora actuală, o să vedeți dumneavoastră, avem gaz. Mergem în continuare cu extinderile de gaz. În 4 ani ăștia cred că va fi și Țomușca, și Valea Mică, cred că. Și oamenii nu o să mai cumpăre atâta lemne. Deja eu știu pădurarii care spun că nu avem ce face cu lemnele. Nu vine nimeni să cumpere. Și cred că domnul Vali poate să confirme chestia. Așa e, numai că omul, dacă îi duce acasă și să-i duce de pomană... Atunci, uite, am de okay. Lemne și zice, domnule... Nu, au adus la o valoare mare, pentru că la noi aici, în comună, pădurile sunt într-o zonă defavorizată și ar trebui să vină la un preț mult mai mic decât apar pe document. Domnul Francisc, a fost zilele astea... Păi și eu am putut cu pădurarea. A fost zilele astea la pădure... Și cu apropo, cu lemnele... Mergem o la genunchi. Vica porcul acasă, bun, dar nu o să aducă nimeni lemne acasă de pomană, pentru că omul muncește. N-a spus nimeni, da. Și de asta ajung lemnele scumpe. Bă, ajung scumpe? Păi eu ce vorbesc, mă? Pentru că nu se aplică chestia, legea. Ascultă-mă un pic. Există o piață concurențială. Stai, nu o spune. Există o piață concurențială. Du-te la Faraon, la Cofariu, are lemne de vânzare, frate. Te duci acolo, cumperi, nu ai încărcat și depinde ce vrei. Dacă vrei să te murdărești de mocirlă, mergi mai ieftin. Mai ieftin. Dar dacă vrei un pic mai scump, te duci și ei din bază. Așa că oricine care scoate lemnele din pădure, el trebuie să-și trăiască. Și este pe baza concurenței, libere inițiative și concurențe. Nu poți să spui tu că să dăm gratis pentru cineva. Pentru că ar veni și ăla din Faraoane, ar veni și ăla. Într-adevăr, e 220 de lei metru cub, acolo. Păi este scump, nu? Ar putea să-l facă mai ieftin, ca să puteți să scădeți și voi la preț. Păi, prețul de nu sunt stabilite de ei aici. Prețurile sunt stabilite la silvic, la nivel de ministere, la nivel... Ei trebuie să scoată și ei cheltuielile lor. Credeți că stabilește pădurarul de aici cu cât să dei? Este o prețurile parlamentare, dar nu i-ai trimis acolo, dar nu tu i-ai trimis acolo. Nu noi i-am trimis acolo. Cine repară pavele care le fac acestea? Asta e viața. Nu, asta e viața lui. E drum comunal. Ai o poliție comună care nu se voie să facă chestia asta. Eu aș mai veni cu proiecte la dumneavoastră. Veniți! De exemplu, proiectul pe care l-am depus și este greșit și doamna secretar mi l-a refuzat. Noi am venit, ne face să nu mai venim cu proiecte și vă spun și de ce. Proiectul pe care l-am depus, doamnei secretarii, l-am depus special cu greșeli pentru a vedea când îmi dă răspunsul. Și să vă spun de ce. Am depus pe 7 ianuarie și am primit răspunsul pe 14 ianuarie. Ați avut nevoie de 7 zile pentru a-mi spune că nu este semnat proiectul. Unul la mână. Vă rog frumos, poate nu este, doar o greșeală. Da. Conform articolului 136 din Codul Administrativ, spune așa. Elaborarea proiectelor se face de cei care propun cu sprijinul secretarului, nu cu corecturile. Deci eu dacă am greșit, sau oricare din consilierii de aici, dacă vin cu un proiect și îl greșesc, dumneavoastră nu trebuie să-i dați o notă ca un profesor. Dumneavoastră trebuie să-l chemați, și eu eram dispus să vin la dumneavoastră, și dumneavoastră împreună să-l modificăm și să-l facem în așa fel încât să fie eligibil. Pe viitor. Acum ce a fost acolo? Da. Pe viitor. Păi n-am avut sprijinul, pentru că Licu l-am primit pe 14 ianuarie, adică a doua zi trebuia să fie ședința. Chiar dacă ședința e extraordinară, nu se face decât în
din motive extraordinare. Bun. E, pe viitor, noi mai venim cu proiecte. Spre exemplu, eu aș vrea să fac un proiect de restricție de tonă. Dar fără ajutorul dumneavoastră, care dumneavoastră sunteți jurist, eu nu am această specializare. Dar dacă o ținem așa și ne contrăm continuu, peste 2 ani s-ar putea să mă apuc să fac și eu drept administrativ. Nu, înainte de a depune proiectele, da, trebuie să veniți să vedem, să vedem dacă este cadrul. Ok, pe viitor eu vin la dumneavoastră și nu o să vin neapărat singur. O să vin cu consilieri și din, de la conducere și din opoziție, bun, nu avem nicio problemă. Da. Le avizăm și dacă cumva există probleme în acel proiect, le facem cu dumneavoastră împreună. Sigur. Așa, dar nu cred că noi consilierii ne vine o idee în cap și gata, poi mă ne organizez ședință. Nu, dar nu de o ședință. Dar nu, dar așa despre asta a fost vorba. Nu, a fost deci, de 15. Că pe data de 15 convoc, așa au scrie acolo. Domnul Oca. Convoc Consiliul ședință. A noi convocăm. Deci, ce a cerut dumneavoastră? Ședință, da. Până la urmă s-a dobit. Nu aveau totul joc. Da, așa e. S-a dobit dobit. Da. Și nu constituia, nu constituia nicio urgență. Așa ce dumneavoastră a cerut. Și atunci, noi cu ce să vă ajutăm? Dacă nu avea obiect, pentru că v-am demontat bucățică cu bucățică, da, fiecare articol. Așa este. Și s-a ajuns la concluzia că primăria practic le respectă transparența și proiectul de hotărâre a dumneavoastră nu avea sens. Deci, aici vă contrazic să vă spun de ce. În primăria Bacău a fost adoptat acest proiect. În primăria Târgu Ocna a fost acest proiect a fost luat în considerare și adoptat. Ei nu respectau transparența, nu respectau chestia, dar deci, dumneavoastră, dacă de un an de zile ne-a cerut o mii de cereri, am zis, fiecare zi avea. Domnul, dar v-am arătat că nu se respectă transparența, v-am arătat. Domnul Iștop, în proiectul care eu l-am depus, în proiectul în care eu l-am depus, era vorba de un pasaj de pe site-ul primăriei care să vadă toate achizițiile. Adică să nu faceți dumneavoastră trimitere către SEA, către legea 544, semnând să faci cerere pentru 30 de zile. Pur și simplu acolo erau toate cheltuielile, contractele și anexele. Despre asta era proiectul. Da, noi respectăm în primul rând legea. Da. Dumneavoastră a zis că nu respectăm transparența, nu respectăm legea. Nu, deci, nu, nu, aici vă contrazic. Poate vă confirme, doamna secretar, că noi n-am spus că nu respectăm. Am înțeles. Eu am spus că vrem să facem... Auziți, da, de fiecare dată, orice investiții pe care facem, venim în fața dumneavoastră, de aici începem, cu necesitatea și oportunitatea aprobării acelui proiect, în care spunem, domnule, facem o școală, avem nevoie de un studiu de fezabilitate și pe care dumneavoastră l-aprobați. Este transparent. Da. Afișăm acel proiect de hotărâre pe site-ul primăriei în care spunem, am aprobat 3 lei pentru ca să facem proiectul de hotărâre nu știu ce. Iarăși este transparență. Da. După care scoatem la licitație respectiva lucrare, iar e transparență este pe sistemul electronic pentru achiziții publice. Iar transparență. Cât de transparent mai vreți, domnule? Pentru că ați zis, de ce angajez acești oameni? Deja ne încărcăm cu maldere de hârtii, nu din rea voință, dar noi avem treabă, nu avem timp toată ziua, deși dumneavoastră știți foarte bine, dar încercați numai să ne încurcați, să băgați beți, să haideți să cereți. Din ați cerut până acum, cred că nu știu, sute de cereri ați făcut. Ați ajuns la vreo concluzie din cererile alea, dar nu i-ați spus nici da. Uite, vă spun eu acum. Am ajuns la concluzia că foarte mulți cetățeni din comuna Clejea nu știau că stațiile de autobuz costă 9.000 de lei. Așa este. Numai că foarte mulți cetățeni nu-i interesează. Este să-și doamne care să-și interesează. Păi de ce? Pentru că nu se interesează. Dacă dumneavoastră vă interesați, ați văzut că ați aflat. Așa este. Păi da, eu când merg la dumneavoastră și vedeți, efectiv, oamenii nu mai sunt interesați de această gălceavă permanentă. Dumneavoastră a făcut publică treaba asta după ce s-au făcut achizițiile, de anul trecut. Deci, încă o dată, eu v-am spus, de această gălceavă cetățenii s-au săturat. Ei vor ca noi să facem ceva. Și eu, la sfârșitul mandatului, vin în fața lor și spun așa, oameni buni, am făcut asta, 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 asta. Că oamenii cu care am făcut nu interesează că am angajat eu unul. Pentru că eu știu de ce am angajat unul, doi. Pentru că eu proiectele europene pe care le fac, le concep eu și le fac aici așa. Pentru că dacă ai angajat pentru fiecare consultant, pentru fiecare proiect, n-ai avea bani. Sau dacă n-ai face pe forțe proprii, majoritatea... Exact. Deci dacă nu
aș face. Uitați-vă la primăriile din vecinătate, tot se plâng de bani. Eu am acum și acum am 35 de miliarde în fondul de rulment, pe excedentul de anul trecut. Tocmai în ideea că drămuiesc fiecare bănuț și în momentul când angajez un om, zic, băi, ia să văd, îmi face venit acel om nu sau dacă bani. Externalizez serviciul. Nu sunt bani, asta vă spuneți dumneavoastră. Păi sunt bani. Nu, a spus dumneavoastră că nu sunt bani. Unde nu sunt? A spus că toți se... Da, mă duc afară, mă duc la Răcăciun, mă duc în Bacău, toți se plâng că n-au bani. Da? Eu am bani, domnul. Și fac proiecte și o să demonstrez. Da? Eu vin cu ceea ce fac pentru comunitate, nu pentru că toate cancanurile le faceți. Văzi că o trebuie să o un făs, văzi că o făcut un făs. Păi, oameni buni, dar sunteți întregi la minte, ați venit aici într-una, numai acel, acea presiune. Ziceți, băi, lasă că îl demonalizez, lasă eu omorâm spiritul. Asta este USR-ul la nivel național. Și haideți acum, dar eu vă spun un lucru. Și ați dat-o, adineori a spus așa, că haideți să revenim, dacă ați revenit că dumneavoastră aveți bani, alții nu au bani. Vreau să vă spun așa, că m-ați încins un pic. Conform declarațiilor dumneavoastră de avere, eu n-am văzut ca să câștigați un leu anul trecut. N-ați câștigat. Mă uit în bilanțul dumneavoastră depus anul trecut, pe data de 30, până pe 30 martie, și văd că aveți datorii de 4 miliarde 350 da. Și 4 de lei și ați câștigat anul trecut 2600 de lei, pentru că tot nu mă pricep eu la bilanțul. Dar asta faceți dumneavoastră. Am constatat că ați declarat o clădire de 240 de metri pătrați, ați declarat, iar impozit plătiți pe 120 de metri pătrați. Iarăși ați dovedit cât sunteți de bună credință dumneavoastră. Și pot să mă duc mai departe și la Ștefania, pentru că m-ați supărat. Domnișoara Ștefania, dumneavoastră, ce faceți? Pentru că ați câștigat 12.000 tot anul. Ce faceți? Cu ce, de ce sunteți? Sunteți viitorul Clejei. Să vai de mine, Imaculata. Nu, sunteți o față. Aveți credite la bănci pe care nu le dați înapoi. Aveți creditele și la Transilvania, sunteți executată. Domnul dacă sunteți atât de deschiși pentru localitate. Să vă răspund, eu vă răspund și după aia vă răspunde și doamna Ștefanie. Și am și cere aici, amin, care solicitam să vă domnul Iștot, îmi permiteți, dacă vreți să știți exact ce s-a întâmplat, ce se întâmplă cu viața mea, vă voi da eu detalii private. Exact, dar eu prind poliția economică ca să vă verifice ce faceți. Păcănere aveți, bar aveți, eu nu am nimic în amele mele. Deci, domnul... Sunteți marea speranță a plejei. Domnul Iștot, deci... dacă vreți să discutăm personal... Nu, dar nu-i personal, dar este public. De vedere oficial, de avere este public. Deci, din punct de vedere oficial, ceea ce scrie acolo este conform cu adevărul. Păi. Din punct de vedere legal, din punct de vedere personal, eu pot să vă dau și explicații. Dar, uite, spre exemplu, am să vă dau un lucru care pe dumneavoastră ar trebui să vă pună pe gânduri. În 2013, când toată lumea se lupta să plece în afară, eu îmi luam viza de America și mă duceam să muncesc pe evacuare. Poate mi-a strâns destui bani încât să pot să trăiesc. Vreți să-mi știți și conturile personale? Poate chiar am bani. Sau poate chiar nu am bani. Dar asta nu vă dă dreptul ca să vă luați... Dacă aveți bani, de ce ați declarat aici? Spuneți-mi vreodată... Dacă... Să vă declar, pentru că trebuie să declarați orice veni. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă eu vreodată m-am legat de dumneavoastră ca persoană privată. Da. Vreodată, vă rog frumos să-mi spuneți treaba asta. M-am legat de dumneavoastră, v-am jignit vreodată despre persoana dumneavoastră personală. Nu vă dați Imaculată. Dar nu este vorba, este vorba de principiu. Vă dați la Clejeni aici, vai de mine, noi suntem cei buni, noi suntem cei drept, noi suntem, nu domnule, sunteți cu lipsuri, sunteți niște hoți, pentru că asta ați venit tot, ați strigat, hoții, nu, hoții sunt hoții. Domnul Iștot. Deci, spuneți hoții pentru că sunteți hoții. Să nu mai aud chestii de corectitudine deci. Și ați venit aici așa, toți, dacă vă iau pe fiecare în parte, nu sunteți buni de niciun. Eu personal nu m-am legat niciodată de dumneavoastră. Ba da, domnule, zi de zi trece mine. Lasă-mă să-mi termin mandatul de 4 ani și după care vii, demonstrează la președinte. Dar mie îmi place de dumneavoastră așa cum sunteți, domnule. Nu trebuie ca să vă supărați pe tema asta sau nu personal. Dacă vreți, intrăși pe speța clădiri. Nu mi-ați trimis dumneavoastră control pentru a intra în legalitate. Eu sunt în proces de intrare în legalitate. Vino după autorizație. Ascultați-mă puțin, domnul Iștot. Eu
atunci când ați venit dumneavoastră în control, eu am luat legătura cu specialiștii care se ocupă de măsurători pentru a intra în legalitate. Oamenii nu au timp numai pentru mine, pentru a face lucrurile ca să intru în legalitate. Durează. Dacă vreți să vă spun, i-am dat 5.000 de lei avans și urmează să-i dau diferența pentru a intra în legalitate. Nu trebuie să ne luăm personal. Eu niciodată față de dumneavoastră nu m-am luat personal. Niciodată. Și niciodată n-am să-mi permit să mă leg de dumneavoastră personal. În ceea ce privește veniturile mele, puteți să considerați că le-am donat. Persoanele care mă întrețin acum, din punct de vedere legal, nu puteți să-mi reproșați treaba asta. Este urât din partea dumneavoastră să faceți acest lucru. Domnule, ai declarația de averi, eu nu m-am luat personal. Eu m-am luat pe cei declarat aici. Păi bun, nu este personal. Nu, dar nu e personal. Domnul, informațiile sunt publice. Domnule, stop. Și cu ce încalcă legea acea declarație? Ba da, încalcă legea, că spui că ai venituri și nu le dai, nu le spui. Declară, omule, că ești persoană publică. Ai obligația să declari. Păi veniturile mele personale eu le declar. Și unde sunt? Unde sunt? Că aici văd numai datorii. Unde sunt declarații? Păi bine dacă am datorii, înseamnă că sunt un cetățean model care mi le plătesc. Domnul primar, scuze, domnule, arătați la cameră, vă rog. Dar pot arăta, să nu-i cazul, dacă sunt, dar este... Nu, nu, dar este să spui că sunt online. Nu, sunt online. Sunt obligat prin lege zi. Nu ești obligat nimic, dumneavoastră. Unul la mână, doi la mână. Declarația mea de avere este pe site-ul public, deci nu e nicio problemă. Și atunci, și am spus acest lucru. Dar nu dumneavoastră a spus că nu interesează pe nimeni ce se întâmplă în comuna Pineda și vedeți? Și atunci, de ce insistați? Dar eu nu insist, domnule. Noi am venit să facem treabă toți aici, să mergem în continuare să demonstrăm oamenilor că suntem de bună credință, tot atâta. Dumneavoastră puteți să... La fiecare ședință cu două puncte, sunt câte trei ore aici. Domnule Iștop, dumneavoastră puteți să faceți orice. Puteți să vă legați de mine oricum doriți vreau să, dar nu personal. Nu vă amintesc de nimic, vă rog. Se filmează cu acea cameră, că este ilegal. Bine, să le dea în judecată. Din punct de vedere personal, vă rog eu frumos să faceți diferența. Aveți și dumneavoastră copii, aveți și dumneavoastră familie, este urât să faceți lucruri. Este foarte urât ce ați făcut. Dar nu este corect să filmați dumneavoastră, atâta vreme cât... Asta vrea el, să filmeze, nu? Nu este corect. Dacă eu apar în imagine gratis, domnul Jitar. Rezerv dreptul să vă chem în instanță. Conform GDPR-ului nu aveți dreptul să mă filmați fără acordul meu. Așa. Dumneavoastră astăzi pe bază. Noi suntem instituție legală. Are acreditare, avem tot ce trebuie. Dumneavoastră nu aveți dreptul să filmați fără acordul persoanelor, inclusiv a consilierului. Domnul Iștoc, că v-a nominalizat. Și e bine că domnul primar îmi permiteți un minut să lămuresc. Domnule, eu n-am o problemă politică, eu vă admir, sunteți tineri, sunteți plini de energie. Este foarte bine să puneți întrebări. Dar văd că puneți monopol, domnule, din partea cealaltă. Nu, domnule, eu vă spun. Asta că vă dau voie. Vă dau voie imediat. Noi, ca presă, vă dau un apreciere. Domnule, vă rog frumos, lăsați-vă voie. Facem voie, domnul președinte, o să continuăm. Dacă doriți, putem opri și camera. Nu, domnule, pentru echilibru. Pentru echilibru. Așa ar trebui să lăsați și celălalt consilier. A spus monopol. Echilibru, permiteți. Nu vreau să se sprijine de ședință, nu sunt. Nu, nu, a cerut că vă rog. Sunteți penibili. Vă rog frumos, Ștefania. Ce drept atunci să duceți vreo să ședința? Nu închide ședința. A cerut voi. Nu a cerut de fapt. Nu, trebuie să-i răspundem domnișoare Ștefania, referitor la regulamentul pe care l-a invocat și spune că contractele de achiziții publice sunt publice. Așa este, aveți dreptate. Dar articolul 7, da? Și legea 544 spune clar, contractele de achiziție sunt publice la cerere. Ele se dau la cerere, da? Legea 544 reglementează foarte clar ce este public și ce se solicită la cerere. Noi, consiliul, dumneavoastră, consiliul local, nu puteți aprova regulamente care exced prevederilor legale. Legiuitorul a legiferat. Tot asta, cu tot respectul. Deci, da, v-am răspuns, da? Am răspuns, da? Și vă rog frumos, dacă veniți cu regulamente, veniți cu regulamente bazate pe lege, domnule, pe articol de lege. Nu putem aproba fluturi. Noi aprobăm aici articole de lege și prevederi legale. Da, este normal să vreau să dau cetățeanul
lui, tot ce îi trebuie, da? Este normal să vreau să-i asigur servicii, pentru asta muncim. Eu am venit în comuna asta și vreau să se dezvolte. Dar dacă se continuă cu această, tot timpul, cu aceste probleme, să știți că acest mandat va fi o frână în dezvoltarea comunei. Vă spun, am 32 de ani de experiență, asta se întâmplă. Vreau să vă puneți la aceeași masă, de comun acord, nu fură nimeni, haideți să ne armonizăm, să facem treabă. Sunt proiecte de depus până pe 3 februarie, da? Sunt proiecte de depus până pe 25 februarie. Noi venim și pierdem timpul, s-a uitat, am aici o adresă, ca să vedeți, documentația privind dispensarul comunal, documentația privind podurile construite. Este normal să vreți documentații, dar vă rog să-mi precizați ce, care documentații. Pentru că avem așa documentație de achiziție, avem documentație tehnică, avem documentație economică, avem documentație cu Mederapu. Știți câte biblioraturi am la podurile construite? Sunt 14 biblioraturi. Vă rog să-mi spuneți în ce mod să vi le pun la dispoziție. Le tragem la seră, plătiți 14 milioane sau veniți și le consultați la primăria Comunei Cluj-Napoca. Deci sunt destule probleme. Nu ne-am format electronic. Nu ne-am. Sunt 6 biblioraturi de planșe. Cine-mi face format electronic? Mă costă 6 milioane să fac un format electronic la atâția biblioraturi. Da? Doamna Șuștar, da. Să vă spun de ce probabil aveți impresia că noi suntem... Nu am impresia, vă dovediți! Eu am impresia asta, eu văd... De ce, doamna? Stați un pic. De ce? Pentru că am arătat lucrări de mântuială făcute la suprapreț, că am găsit lucruri foarte scumpe comparativ cu ce era pe piață. De ce stă în râi, doamnă? Că se duc lucrările, se duc lucrări fără să știe lumea la oameni care, de care nu știe nimeni. N-am spus că sunteți răi. Doamnă, luăm o stație de autobuz la 9.000 de lei când avem pe piață la 3.200 de lei. De ce nu s-a luat aia? Că era mult mai bună. Adică nu ne-ați cerut părerea. S-a luat direct. Nu, când faceți comparația asta, să știți că contractele nu se fac ca să solicite părerea consilierilor. Uitați-vă la articolul 129 și vedeți clar ce a trebuit. Domnul, vă rog frumos să nu vorbiți, mă aud pe doamnă. Vă rog frumos, tăceți aici ședință, vă scut, doamnă. Vă rog să vă uitați în articolul 129 și vedeți atribuțiile Consiliului Local. Da? Bugetul este instrumentul prin care primarul își duce la îndeplinire mandatul. Organigramul este instrumentul prin care primarul... Spuneți și mie, și dumneavoastră ați fost, știți exact ce, cum a fost la proiectul, cum s-a construit dispensarul. De ce sunt atâtea probleme la dispensarul construit? Este construcție nouă. Orice construcție nouă are probleme. Folosință are probleme. Zeci de probleme, doamne. Zeci. Vă rog să nu credeți că am implementat proiecte. Nu este ăsta. Ăsta este cu puține probleme. Vă duc la construcții care sunt... Nu ne interesează, doamne, că noi nu avem treabă în altă parte. Avem treaba aici. Asta pe asta nu ne interesează de ce e aceea. Orice garanție și orice. Dacă apare un pic de muncă egal, un pic de infecție. Nu filmăm, nu rezolvați. Că aia durează de 4 luni de zile, doamne. De 4 luni de zile durează. Filmarea a fost făcută acolo o lună jumătate. Da, merge și doamna Șuștac și domnul Șoc. Haideți să ne calmăm puțin, că tot timpul avem impresia că urlăm unii la alții. Eu vorbesc mai tare, așa am impresia, haideți să discutăm despre altceva. Dumneavoastră a spus că USR-ul sau noi consilierii suntem puși numai pe harță. Nu am pronunțat cuvântul USR. Domnul Ștop, pe de-aia am zis, doamna Șuștac și domnul Ștop. Așa. Probabil suntem și în această situație, având faptul că ați fost între 2016 și 2020, ați fost primarul Comunei Cleja. Iar toți oamenii cu care dumneavoastră ați plecat la drum, li s-a retras într-un fel sau altul atribuțiile. O avem pe doamna Leghedi, care a fost viceprimar al Comunei Cleja 4 ani de zile. M-am uitat pe organigramă, de-aia v-am și cerut organigrama pentru a vedea atribuțiile unui viceprimar. Dumneavoastră spuneți că vreți să faceți treabă. V-aș ruga, dacă doriți să faceți echipă vreodată cu cineva din Cleja, dintre consilieri, dintre viceprimari, dați-le oamenilor atribuții, stați cu ei de vorbă, nu puneți ședința ordinară doar în ultima săptămână din lună pentru noua, nu mai fi alte ședințe după. Haideți să discutăm, haideți în comisii să ne întâlnim. Nu mai luați personal, vă rog eu foarte mult, o luați mult personal. Deci ați tras concluzia greșită, că punem ședința de consiliu în ultimele zile ale lunii ca să nu mai facem asta. Este greșit. Domnul Alex, o fiți greșit, vă spun de ce. Pentru că vin documente în timpul lunii, vin așa și le adunăm, le facem la sfârșitul lunii,
facem. Dar trebuie să le votăm repede înainte, că nu mai ai timp. Exact asta faceți dumneavoastră. Nu, repede înainte. Deci, nu. Haideți să găsim o soluție. Nu să fim noi opoziția 7 și la putere cioc cu mic, vorba lui domnul Popovici, 8. Asta nu ține de mine. Așa, ascultați-mă puțin. Asta nu ține de mine. Nu, că mă refer și la domnul Iștov. Haideți să găsim o soluție, pentru că dacă cumva se... Dacă, ascultați-mă puțin. Dacă cumva se întâmplă și există probabilitatea să se schimbe rolurile, să fie 8 la 7 invers ca la fotbal, s-ar putea să spuneți, să fiți dumneavoastră cum suntem noi acum situația. Și numai bețe eroate și nu. Nu. Deci vorbim în principiu. Nu, nu, acum a fost o poziție. Ideea este că ar trebui să împărțiți cumva, doamna Șuștac. Se mai poate face și extraordinare, nu numai ordinare pe lună. Bă, oameni buni, vreți să veniți în fiecare zi? Bă, nu supărăm, dar de ce să ne supărăm? Dacă ține probleme, dacă avem nevoie, dacă avem nevoie să depunem proiecte, să avem o... Sigur că vom face, dar în momentul când n-ai nevoie, noi avem acum trei proiecte. De ce să faci două ședințe? Ce a făcut dumneavoastră? Deci de-aia a spus că dumneavoastră noi suntem tot timpul în opoziție, pentru că dumneavoastră nu vă puneți la aceeași masă cu noi pentru a discuta ce este mai bine pentru Comuna Cleja. Dar aici ce facem noi? Nu discutăm. Ne impune să votăm atât. Deci, dar v-am invitat la sediul primăriei. Invitați-mi și acum nu mi-ați dat în listă aici, de proiecte. Aici e Consiliul Local, doamne. Doamna, când depui o hârtie pentru prima dată în calitate de consilier și ți se găsesc toate motivele și ai nevoie de 7 zile să spui că nu este semnat proiectul, credeți-mă că este... Și domnul Hopori și oricine ar fi văzut că, băi, ce vor domnii ăștia? Da. Creșterea transparenței la cheltuirea banilor sau creșterea transparenței la activitatea primăriei? Să știți că activitatea primăriei nu înseamnă numai cheltuirea banilor. Doamna, da? Vă rog, asta am cerut. Băi, deci motivați-vă, ce vreți? Dar nu puteți să spuneți că aveți nevoie de 7 zile pentru a spune că un proiect nu este semnat. Este strigător la noi. Noi avem 30 de zile. Da. Domnul Șoșo, pe viitor. N-ai timp. Da. Hai, avem altă treabă, n-avem numai de pe viitor. Haideți să facem în așa fel încât să facem o echipă cu dumneavoastră și dumneavoastră să faceți o echipă cu noi. Iar atribuțiile și organigrama. Spre exemplu, domnul Gherf este viceprimar. Nu are nicio atribuție decât să fie șef de echipă. Nu e adevărat, are ba da, uitați-vă pe fișa postului și pe organigramă. Că tot ați menționat de domnul Gherfi, cred că a trecut o lună și mie mi-ar plăcea să știu, să ne prezentați astăzi cam care e planul dumneavoastră pe următoarea perioadă. Pe următoarea perioadă chiar vreau să intervin, am vrut să se încăpem. Spiritele. Atâta timp cât voi fi. Păi uitați, vorbește domnul Gherfi acum. Am de gând cum ne lasă vremea, vreau să încep cu drumurile, cu absolut toate drumurile. Deja sunt în discuții să achiziționăm o lamă autogreder pentru buldo excavatorul care este, ca să reușim cât de cât să aranjăm toate drumurile, ca să poată intra și mașina de gunoi, și ce știu, se face o construcție, o mașină mai mare, să poată drumurile să fie cât de cât, până vom avea un proiect pentru asfaltare. Avem proiect. Așa, până va fi proiectul da, finalizat. Așa am pus să spun. La atribuții, să știți că eu am colaborat foarte bine cu doamna Leghede, a avut atribuții și a îndeplinit atribuțiile. Deci nu se poate spune că atribuțiile sunt scrise în organigramă. Atribuțiile sunt scrise în codul administrativ. Da? Nu. Da, și deja ne-am apucat și de treabă. Este și las o mușcă. A fost un cazul de strada Sălcilor. Nu putea să intre mașina. Adică pe timp de iarnă sau asta era frică șoferului că derapează. Astăzi drumul este deja gata și mașina de noi poate să meargă liniștită. Este pietruit, balastrat tot. Și încet, încet, vom face pe toate. Este doar o lună de zi. Și repet, atâta timp cât voi fi viceprimar, nu contează, cât o zi, două, mă voi implica cât mai mult posibil.
discutăm amândoi orice probleme. Și oricând aveți nelămuriri și astea, sunt dispus la, la discuții, fără niciun fel de probleme. Indiferent de culoarea politică. Mulțumesc. Ați discuție pentru diverse? Eu aș vrea să răspund domnului Tărmar, pentru că atacul dumneavoastră este de joasă spesă, dar cred că am dreptul să, să răspund. Într-adevăr, în 2019 am avut un contract de muncă doar pe jumătate de an. Motivul este că din octombrie 2018 până în mai 2019 am coordonat un proiect la nivel european. Se poate verifica acest lucru. Acel proiect european a fost voluntariat. Părinții m-au întreținut în acea perioadă dacă chiar există această curiozitate. Și nu mi se pare normal să facem astfel de atacuri în Consiliul Local. Într-adevăr, sunt documente publice, dar discuțiile acestea nu se fac în Consiliul Local. Nu, nu este normal așa. Da, dacă aveați așa este, nu mai spuneți hoțul strigă hoț. Dar eu nu v-am spus, domnul, da, domnul primar. În toată campania, hoții. Bă, fraților, opriți-vă cu hoții. Opriți-vă cu hoții, că nu suntem hoți. Ba da, ai afișat pe Facebook numai hoții. Nu mai spune hoții, spune ce știi să faci, ce faci. Domnul consilier, să știți că este ședință, nu s-a aprobat să filmați dumneavoastră, nu sunteți acreditat și nu este normal să ne filmați fără acreditare. Da? Nu este normal să filmați, hai să scoatem toți telefoane să ne filmăm toți. Nu este normal să filmați. Nu este legal, nu este corect. Nu este corect, dumneavoastră încălcați legea. Da? Declar această ședință închisă, o zi bună vă doresc. Și dați-o și...